În localitatea Sfântul Ilie a luat foc un autoturism. Evenimentul a fost anunțat la ora 6:15, iar la fața locului s-au deplasat pompierii militari cu o auto specială de stingere care au localizat și lichidat incendiul. Autoturismul a fost afectat de flăcări în totalitate, cel mai probabil din cauza unui scurt-circuit produs la un cablu electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.